seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție In Star Show, aici live pe Instagram, cum deja ne-am obișnuit după 63 de ediții. În această seară povestim cu Alexandra Ungureanu, una dintre cele mai bine cotate și mai bune voci feminine din România. Pe lângă experiența de lungă durată în muzică, Alexandra Ungureanu este o persoană și o femeie elegantă și cu bunul simț estetic și artistic care primează. Așa că o invit alături de mine să stăm la povești și să ne cunoaștem mai bine. Bună, Alexandra, bine te-am găsit la Instar Show. Mulțumesc pentru că ai acceptat această invitație să stăm la povești, să facem acest interviu. Cum ești? Ce faci? Cu mare, mare drag. Chiar bifasem de săptămâna trecută ziua asta în calendar, miercuri, de la 6, am ținut minte. Și super, mă bucur că astăzi, uite, m-ai adus în casă mai devreme, că dacă nu, mai făceam eu de lucru prin oraș și chiar nu e o vreme de ieșit. E foarte bine de stat în casă, aici cu toată lumea care ne urmărește. Și salut pe toți și pup! Mulțumesc tare mult, mă bucur că suntem împreună! Și eu la fel. Bună seara și tuturor celor care ne urmăresc. Dacă aveți întrebări pentru Alexandra, le puteți lăsa în comentarii sau există o căsuță cu un semnul al întrebării. Puteți să scrieți acolo, iar eu le voi afișa în live feed. Așa. Între timp, eu te întreb ce ai făcut tu în tot acest timp pandemic. Înseamnă în primăvară. Da, în primăvară, după lockdown, în timpul, din primăvară până în prezent. Hey, chiar înainte de izbucnirea pandemiei și în Europa, în luna februarie am intrat și eu în proiectul Bravo iStyl. Abia apucasem să mă liniștesc așa, știi, după sărbători, cu cântatul de Revelion. Cred că am avut ceva evenimente și prin ianuarie și pac, a apărut minunea. Am avut la dispoziție, nu mai știu, cred că o săptămână sau două să mă gândesc. Uh-huh. E bine că nu mi-au lăsat mai mult, că bă, e posibil să fi fugit. Așa că acum mă bucur că a fost să fie doar atât și am zis hai să facem și pasta. Am intrat în proiect și a fost super, super obositor, astfel încât începutul lunii martie, când s-a declanșat carantina, m-a prins în numai bună de dormit. Și de stat pe vatră, pentru că, efectiv, în ultimii ani nu s-a întâmplat să am pauze atât de lungi. Indiferent că cei care, mă rog, mă urmăresc mai puțin, au interpretat expunerea mea mai firavă din ultimii ani ca o lipsă de activitate, eu în permanență am scos piese, am avut concerte, am avut lucruri de făcut. Cei care mă urmăresc știu. Așa că primele două, trei săptămâni am zis, bă, ce bine, hai să dormim. Să mâncăm, să ne odihnim. Cu, evident, fără, de fapt, cu mintea foarte senină, încă pentru că, na, câți dintre noi puteau să-și închipuie ceea ce va urma. Clar. Firea omului, în general, e să fie pozitiv și să spere că lucrurile vor reveni la normalitate. Ei, și după vreo două luni așa, în care am cântat aici pe Instagram, am făcut tot felul de situații. Eu, în schimb, nu m-am apucat de gătit. Am zis că dacă nici în pandemie n-am apucat de gătit, nu e pentru mine în viața asta. Niciodată. Asta este. Așa, dar curățenii au făcut, am avut timp de cei dragi, iarăși, cum nu s-a mai întâmplat de ani de zile. E, după care a început să fie așa o neliniște și această incertitudine a viitorului este destul de neplăcută pentru artiști. Pentru mine una nu stimulează foarte mult creativitatea. Sunt alți colegi care au funcționat foarte bine în carantină și au revenit apoi pe piață cu materiale. Și în momentul în care s-a încheiat, undeva parcă pe la jumătatea lui mai, am ieșit din case. A, între timp, oricum, am făcut sport pe Zoom, adică eu am încercat să mă țin... Ai avut activitate. Am încercat să mă țin în formă și fizic și mai ales cu mintea, știi? Da. Și apoi, după o vreme, am intrat iarăși în filmări și, practic, trei luni jumate, patru, nu știu câte au fost...
am avut un episod din viața mea cu totul aparte, în care cred că am muncit foarte, foarte, foarte mult și am dormit foarte, foarte puțin și s-au întâmplat foarte multe experiențe așa concentrate. Adică sunt de mulți ani pe piață, am făcut tot felul de chestii, concerte mari, dar ca episodul ăsta jur că nu prea am mai avut de mult. Am avut experiență nouă și o provocare. Da, chiar vreau să te întreb, ce te-a făcut să accepți provocarea Bravo? Este, nu știu, și câte din așteptările tale s-au concretizat, mai ales în cadrul acestei emisiuni? Măi, nu știu ce să zic de așteptări. Eu, în general, adică evident că îmi proiectez niște chestii, nu mă arunc așa în gol. Știi, vreau, sunt destul de control freak, așa, și vreau să știu unde mă duc, de ce, vreau să stăpânesc situația cât se poate. E bine, în cazul Bravo I Steal, foarte puțin din lucrurile astea stau în mâinile tale și frâiele nu prea sunt la tine. Așa că a fost o propunere pe care nu am găsit-o chiar așa de ciudată, având în vedere că în zona asta de imagine, în zona de fashion și styling, eu funcționez de foarte mulți ani. Am fost mereu preocupată de a ambala tot ce înseamnă aparițiile mele într-un mod interesant. Chiar am avut, nu știu, acum în jur de 10 ani cine mă urmărea atunci, aveam niște apariții totul extravagante, am avut toate culorile părului posibil, am fost rasă în cap, am făcut tot ce s-a putut face. Asta fiind, evident, un proces de cunoaștere a mea, pentru că nu am fost întotdeauna foarte sigură pe mine și nici acum. Dar e un proces, asta cu încrederea în sine, pentru unii oameni e un proces continuu. Toată viața te lupți, în primul rând cu tine și apoi cu ceilalți din jur. Dar stilul meu personal a devenit în timp tot mai curat și mai așezat. În momentul în care eu ca femeie am început să fiu conștientă de aturile mele, să mă plac și să mă pun în valoare. În tot timpul ăsta am avut colaborări cu designeri români foarte, foarte talentați. Am avut apariții de, la evenimente extrem de apreciate și așa mai departe. E adevărat, am lucrat cu stiliști pentru că, până la urmă, eu sunt cântăreață. Jobul meu trebuie să concentrez de 100% pe ceea ce fac în muzică și consider că sunt profesioniști în lumea asta cu care pot să lucrez, la care am de învățat și care știu cel mai bine să pună în valoare un om din punctul ăsta de vedere. Dar asta nu înseamnă că eu nu am cuvânt de spus. Evident că multe din idei sunt ale mele. Eu mă îmbrac de multe ori în funcție de starea de moment, dacă plouă afară, dacă dimineață m-am trezit bine sau rău și așa mai departe. Felul meu de a mă îmbrăca este, să mă rog, influențat de foarte multe emoții și transmite emoții, exact ca și muzica mea. Deci de asta zic, cumva s-au adunat multe preocupări în zona asta și nu m-a mirat propunerea. Aici am zis, ok, foarte frumos. E un show la TV, mă duc, mă îmbrac frumos, mă machez. Ok, orice fată și-ar dori asta. După care a existat partea cealaltă, partea de reality. Eu am apucat să mă uit la niște emisiuni, am văzut acolo niște fete drăguțe, supărate, focul, neuzi, vai, ce se întâmplă? Ce o să se întâmple, oare? Ei, și în ziua în care s-au deschis porțile și am intrat pe porțile, nu cred că am mai avut așa de mari emoții, nu mi-amintesc de cât timp. A fost deci ceva, nu știu, efectiv nu îmi simțeam genunchii, dacă m-ar fi pus cineva să cânt sau să fac ceva, nu, clacam. Am avut foarte mari emoții, cred că în momentul ăla am conștientizat, zic, ok, hai că m-am băgat într-o chestie, hai că tot înainte, că înapoi nu pot să mă mai întorc, știi? Și recunosc că în prima parte a proiectului am fost absolut descumpănită, nu știam ce are lumea cu mine și cum să reacționez. Nu înțelegeam uneori anumite chestii, răutăți, efectiv mi se bloca mintea, dar m-am obișnuit și cu zona asta, am înțeles perfect. Suntem niște tipe puse acolo, personalități diferite, miza este foarte mare, aceea a premiului. Din momentul ăsta se pot dezlănțui porțile iadului. Am avut-o pe Dea Codrea, e la Insta Show, și chiar și ea spunea că
fiecare persoană, fată de acolo, are caracterul ei, stilul ei, personalitatea ei și sunt foarte diferite. Ceea ce, într-un final, cred că e mișto, pentru că... Dai seama, Alexandra, într-o emisiune ai ajuns să cunoști 10, sau câți concurenți sunt, 10, 15, nu știu exact, oameni diferiți, nu trebuie să stai să-i cunoști într-o perioadă lungă de timp. Și femei. Exact, și eu femei. 99% din prietenii mei sunt băieți, bărbați. Am, da, prietene le numer pe deget, pe la o mână. Și în general, dacă te uiți în urmă, toate piesele mele au fost fituri cu băieți, am funcționat în trupe de băieți. De băieți, da. Și da, pur și simplu, așa a fost să fie. Și m-am trezit acum între atâtea fete, care mai de care. Și a fost, da, o experiență foarte, foarte mișto. Adică după ce mi-am depășit fricile și mi-am dat seama că sunt în fața publicului într-un cu totul alt fel decât am fost în anii ăștia, în care m-am exprimat prin muzică și am dat foarte puțin din povestea mea personală. Da. Și atunci miza mea a devenit să transmit publicului ceea ce sunt eu ca om. Cultura pe care o am, educația pe care o am, emoțiile, lucrurile care mă fac să plâng, să râd, povești personale pe care nu le-am spus niciodată și nici nu m-am dus cu gândul să le spun. Dar așa s-a discutat în contextul. Acolo nu ai timp să apuci să te gândești. Totul este repede înainte, foarte multă tensiune și oboseală și practic ești, sau eu cel puțin, foarte sincer și foarte direct. Adică îți dai seama că și mie, când mă uit acum la televizor, mă enervează că mi-au mai scăpat niște... Parcă prea am dat din casă, știi? Dar asta a fost. Și... mă bucur foarte mult că feedback-ul celor de acasă este absolut fantastic. Eu nu m-am gândit. Pentru că eu sunt un om care nu excelează prin bancuri, chestii din astea de viață. Știi, nu sunt genul care intră în încăpere și devine sufletul petrecerii. Și mă gândeam că, na, poate nu o să fie atât de interesant. Dar sunt foarte mulți oameni care mă plac fix pentru ceea ce sunt eu și... asta este câștigul meu, indiferent de ce va fi pe mai departe. Exact. Simți că ai evoluat într-un fel de când ai intrat în show? Spuneai mai devreme de aturi. Care consider că au fost aturile care te-au ajutat să, nu știu, să te menții în competiție, să te dezvolți, să vii cu idei, să inspirație? De styling chiar a fost o nebunie, pentru că e clar că am venit în zona mea de confort. Nu, am venit zero, așa cum s-au exprimat unii sau alții, sau cum au înțeles unii care nu au apucat să mă urmărească până acum. Și, mă rog, ne regăsindu-se în stilul meu vestimentar, știi, anulezi, nu-ți place, zici, da, să îmbracă groaznic, nu stai să analizezi în ce zona estetică e, ce repere și așa mai departe. Mi-a fost foarte greu, e adevărat. Eu, făcând în ultimii ani tocmai procesul ăsta de curățare, de găsirea mea, de curățare de trenduri și așa mai departe, de chestii, de accesorii multe. Adică stilul meu rămâne unul curat, cred că zic ce a zis și ideea, foarte minimalist, dar cu ceva care să aducă acel touch. Da, uite twist-ul. Dar... și ăsta e un proces foarte anevoios și de cunoaștere de sine, știi? Și aici trebuie să fac exact procesul invers. Să mă pun în pielea unor personaje, să mă regăsesc pe mine în fel și chip. Și mai îndrăzneață, și mai provocatoare. Da, am apărut și în chilos la televizor. Și chiar discutam zile trecute pe stories... nemachiat, asta este, nu am apărut niciodată până acum, adică, dar în culise acolo când pun camera pe tine nu mai stai să te mai gândești. Când suntem femei, avem zile mai proaste, când venim obosite și fonate, în viața vieților mele nu aș fi apărut, adică mă machiam în mașină, mergând la semafor, când mai aveam emisiune direct și întârziam, dar nu exista să apar nemachiat. Eu acum n-am mai contat. Da. Astea suntem, știi? Da, și... mi-am găsit inspirație în primul rând tot în zona muzicală, pentru că sunt niște artiști pe care îi urmăresc și m-au influențat. Și sunt Paloma Faith, care e una dintre cântărețele mele preferate, și Roisin Murphy, pe care o ador și care
a fost cumva o Lady Gaga a timpurilor ei, doar că muzica ei n-a fost atât de comercială ca lui Lady Gaga și poate mai puțin cunoscută la noi, dar pentru mine e un icon suprem în fashion și o ador. Și evident că urmăresc și pe Instagram și în reviste și pur și simplu citind o carte îmi sare o frază în ochi care mă duce într-o anumită emoție. Am stocărit în perioada asta și shooting-urile care s-au făcut și am, uite, așa am descoperit câțiva designeri de accesorii de cap foarte interesant cu care am colaborat. A fost ăsta cel mai interesant proces, pentru că în afară de partea de reality, partea asta de research și inspirația, plus momentele din gală, în care tot așa am avut ocazia să cânt, să dansez, să fac chestii pe care nu le-am mai făcut până acum în concertele mele. Deci a fost chiar wow, din punctul ăsta. Foarte ofertant, mai ales pentru un artist. Mi se pare interesantă emisiunea, că te ajută să te dezvolți în anumite zone în care probabil nu te-ai fi gândit, știi, să ieși. Adică, practic, te pune să ieși un pic din zona ta de confort. Absolut. Un pic mai mult. Da, un pic mai mult. Dacă ne gândim la emisiune, nu știu dacă ai văzut-o, dacă ne-ai văzut-o, te rog să stai pe YouTube, în emisiunea care am făcut schimb de haine cu și de styling cu Andreea Tonciu. Ok, o să mă uit. Sunt curios. N-ai văzut? Curios. N-am văzut-o, dar o să mă uit. Din păcate, pe YouTube nu sunt piesele pe care am defilat, pentru că nu aș fi vrut să-ți povestesc eu, dar bănuiesc că după mișcare o să te prinzi despre ce muzică e vorba, piesa pe care am defilat și ținut-a, mă rog, o să-mi spui dacă îți place. O să-ți spui, da. Dar dacă vorbim de ieșirea din zona de confort, asta este primul context de care mi-o duc aminte și nu o să-l uit toată viața. Și mai este și pe YouTube, cred, deci n-ai cum să-l uit. Este, are multe review-uri. Nu, dar chiar a fost fan acum. Pe mine m-a făcut să plâng într-o primă fază, pentru că efectiv am fost într-o zonă estetică în care nu am fost niciodată, nu m-aș fi dus de una singur, nu mă reprezintă, dar am zis ok, am acceptat, hai! Let's go! Întorcându-ne la cariera ta muzicală, ce consideri tu, obiectiv vorbind așa, că te-a menținut mereu în vârful clasamentului, pentru că ai o carieră foarte lungă. Adică da, e mai mult longevivă decât formată din vârfuri, pentru că perioada de vârf clar a fost la început, adică oricât aș vrea eu să zic, nu a mai fost de mult de topuri, dar mi se pare foarte importantă și longevitatea, așa vă da. Auzi, mie să-mi spui dacă țip, că eu când sunt entuziasmată vorbesc tare, ceea ce se întâmplă foarte rar. Țip? Nu țip, e ok. De obicei vorbesc în cel și nu înțelege nimeni, dar acum sunt pe un vibe bun și mi se pare că țip. Ok. Nu, e perfect. Și chiar analizam zilele trecute, ascultând la sală, m-am dus la sală și antrenoarea mea a pus ca muzică de fundală niște piese de acum, nu știu, cam 12-15 ani, când eram eu la începutul proiectului cu Crash. Oare atâția ani? Da, acolo. Crash? Așa. Și chiar erau piese românești care rulau într-un playlist și mă gândeam câte nume din playlist-ul respectiv să mai regăsesc în ziua de azi și sunt foarte puțini. Dar clar, sunt și artiști care s-au inventat foarte ok, sunt foarte sus, cum e Andra, care cred că e tot cam din generația mea, sau Delia, care e foarte ok. Dar multe dintre trupele din perioada respectivă nu prea mai sunt. La fel cum s-a întâmplat și cu proiectul Crash, din păcate, a fost clar proiectul muzical cel mai fain și care mi-a adus cele mai multe satisfacții. Dar na, lucrurile nu au putut continua, pentru că noi asta ne-am pierdut cumva chimia și ne-am înstrăinat unul de altul. Ori partea personală era foarte, foarte importantă în acel proiect. Adică muzica, inspirația nu vine așa din neant, nu există o rețetă, noi nu ne puneam să la computer și să facem chestii pe care le-am mai făcut și alții. Venea din ceva care s-a pierdut, din păcate, și proiectul a trebuit încheiat. Eu am avut tot timpul în paralel tot felul de alte proiecte și dacă mă întrebi ce anume
m-a ajutat să rămân pe piață, cred că și eu o ambiție, mi-am dorit foarte mult. Eu am reușit foarte târziu în muzică, eu când de la 6 ani. Dar până să reușesc în muzică, până să aibă succes proiectul Crush, care s-a întâmplat prin 2005, începutul nostru. Uh-huh. Înainte de asta am mai avut niște colaborări, cum a fost cu System, cu Morandi, Holograf, dar sunt piese de care eu nu m-am bucurat ca celebritate. Am fost o voce care a rămas undeva în spate, știi? Uh-huh. Și pentru că m-am străduit atât de mult să reușesc, la fel de mult mi-am dorit să mă mențin, pentru că face parte din mine și mi-am dorit să le cânt oamenilor. Sper să... Adică, clar, și-au dorit și ei dacă încă sunt pe aici. Dar sunt foarte... Au fost foarte multe momente în care am vrut să renunț și să mă apuc de altceva, pentru că, într-adevăr, piața este în continuă mișcare. La câțiva ani există o schimbare a generației de artiști. Se schimbă foarte mult paradigma. Vezi, cu online-ul am locuit. Adică eu m-am născut... Știu scena, sunt un artist de modă veche, acum îl visește extrem de mult, nu mă obișnuiesc așa de ușor cu online-ul, dar trebuie. Și asta cred că am, cumva m-am adaptat, deși nu la fel de rapid, că puteam în online, uite, nu m-am ocupat la timp, nu am niște cifre nemaipomenite, pentru că am zis, eu voi fi mereu pe scenă, voi cânta, am avut în permanență concerte, n-am de ce să mă plâng, știi? Și atunci am fost un pic mai leneșă pe partea asta de online, dar acum nu am încotro, pentru că dacă vreau să ajung la lume, aici trebuie să fiu, nu în altă parte. Și cred că mi-am ales cu grijă și repertoriu, n-am făcut niciodată compromisuri, pentru că s-a cântat într-o anumită perioadă un anumit gen de muzică, nu m-am dus acolo, am făcut doar ce am simțit. Și atunci publicul ăla care a venit spre mine, mulți, puțin cât au fost, m-au regăsit și dacă le-a plăcut, le-a plăcut din tot sufletul. Când am mai intrat pe radio, au existat tot felul de alte conjuncturi în care am putut să fiu văzută. Și iată-mă că există. Chiar pregătesc muzică nouă, am 4 piese foarte faine. Pentru 2 dintre ele voi forma clip, cred că foarte curând, săptămâna viitoare. Chiar am primit scriptul mai devreme, înainte să intrăm în live, n-am apucat să mă uit pe el. Ce fain. Abia aștept, adică nu abia aștept să... După ce încheiem noi și vorbim și cu oamenii ăștia care ne zic lucrurile aici, nu i-am băgat în seamă. Da, uite, o să-l citesc. Deci am să avem muzică nouă, în perioada asta am făcut și niște cover-uri. Încep să mă reapuc și de canalul meu de YouTube, pe care l-am lăsat Days Bailey și de niște ani încoace. O să fac niște session-uri, niște proiecte speciale de sărbători. Și cum se zice, sănătoși să fim, că ne descurcăm. Exact. Și va fi primul an după, cred că vreo 20, în care nu voi cânta de Revelion. Bine, nu va cânta nimeni. Nimeni, dar, da. Efectiv, mi se pare incredibil. Eu nu știu cum, nu știu ce o să fac. Adică, bine, dacă... Există un meme care circulă pe net. Așa. Toți ne facem Revelionul cu Dan Negru anul ăsta. Dar el oare și-l face cu noi? Se filmează? Păi trebuie, n-are cum. Cred că a început să filmeze Revelionul din iunie. Să fie sigur. Să fie sigur, da, da. Excelent. A, deci gata, știu. Nu trebuie să mă mai întreb, că știu ce fac de Revelion. Da, păi numai. Te spune Diana Ionescu că se bucură foarte mult să te audă vorbind despre perseverența în domeniul artistic, pentru că e o muncă constantă. Diana Ionescu, make-up artista mea? Da, da. Diana Ionescu? Da, make-up artistul. Unde ești, Diana? Păi vreau să-i pup pe toți, că sunt foarte mulți dintre fanii mei foarte activi de pe pagină. Îi văd aici cu coada ochiului. Și sunt niște oameni extraordinari cu care vorbesc ori de câte ori am timp. Și încerc să răspund mai mult decât inimioară pupiș mulțumesc. Este destul de greu. Primesc foarte multe mesaje și chiar nu mă plâng. Nu mă plâng. Le răspund tuturor. Despre mulți chiar știu foarte multe lucruri personale. E important să ai o apropiere cu fainte, pentru că e big family, știi? Dacă ei n-ar fi pentru cine ai cântat, nu? Dacă ei n-ar fi pentru cine am jucat, dacă ei n-ar fi pentru cine am defilat. Absolut, așa. Deci mi se pare foarte, foarte important. Ce ți-ai spune tu, Alexandra, de acum, Alexandrei de la începutul carierei? Wow! Ce tare! Ah, băi, și aș fi spus să fie mai relaxată și să se bucure de
100 de ori mai mult de tot ce s-a întâmplat de atunci până acum, pentru că chiar au fost niște vremuri superbe. Eu nu zic că s-ar putea vârful în carierele mele să fie, cine știe, poate peste încă niște ani, dar jur, vremurile pe care le-am prins cu Crash au fost amazing. Deci când plecam de marți acasă, mă mai întorceam duminică, atunci n-aveam smartphone, stăteam pe Yahoo Messenger de vorbă cu oamenii și îmi doream să ajung acasă, da, a fost de mult, și îmi doream să ajung acasă, îmi spălam hainele și plecam iar la drum, adică a fost o viață turneu, wow, au fost niște experiențe geniale și niciodată am avut stilul ăsta al meu de a nu fi mulțumită, mereu mi-am dorit mai mult și cumva nu am știut să mă bucur de momentele alea și e păcat, pentru că chiar a fost wow. Ți-am zis, am avut mereu nesiguranța asta de mine, mi se părea că nu arătam cum aș fi vrut, nu aveam, nu știu, la concerte mi-aș fi dorit mai mult, ca show și așa mai departe. Nu ținea întotdeauna de noi, chestiile se fac în echipă. Dar cât a fost frumos, a fost chiar foarte frumos. Și asta eu spun, relaxează-te, bucură-te de tot ce se întâmplă și de tot drumul ăsta. Și asta, asta o fac acum, chit că poate de multe ori, adică nu se compară ce fac acum cu ceea ce se întâmpla atunci, ca expunere, ca succes, să zicem. Dar am învățat să mă bucur de fiecare reușită, cât de mică așa cum vine, să trăiesc momentul. Asta nu înseamnă că îmi doresc să evoluez și să obțin mai mult. Dar efectiv, asta cred că te ajută foarte mult. Să știi să te bucuri, să pui și stop, să te bucuri de ce ai, să fii recunoscător. Oh, ești sănătos, ok, cei din jur, ok, am doi căței foarte simpatici și pup toată ziua, mă bucur de ei. Și așa mai departe, asta i-aș spune. Relaxează-te, femeie, că o să fie bine. Chiar voiam să te întreb, dar cred că mi-ai răspuns la întrebare ce ai învățat despre tine și despre lumea showbiz-ului în toată această, în tot acest timp de când activezi în domeniu. Asta cu, despre showbiz nu știu să spun mare lucru, pentru că eu am fost doar așa cu un pas în, adică nu am fost în showbiz cu tot ce însemna el acum ceva ani. Chiar discutam cu cineva despre paparații și el, bă, dar nu mai există paparații, nu mai știu, că mă duceam pe vremuri la salon și îți dădea o revistă de aia, puneți, venea rândul la programare, te uitai pe, erau niște reviste, nu știu dacă mai sunt acum, și era plin de paparații. Cu Tărească a fost surprinsă cu noul iubit în mașină, în drum spre nu știu ce, ieșind de la medicul ginecolog, fiind însărcinată sau nu. De astea, știi? Nu prea. Acum, mă rog, mai sunt chestiile astea pe care le mai văd în online, dar erau cu poze acolo. Nu, atunci nu era internetul, nu le găseai acolo, citeai în revistă. Da, și eu nu prea am făcut parte din lumea asta. Eu întotdeauna am avut o viață extrem de normală cu prieteni care nu au fost în showbiz. Eu am foarte puțin prieteni în showbiz. Nu m-am fost expusă, nu prea s-a luat nimeni de ce fac eu în restul timpului. Efectiv, m-am bucurat de muzică și atât. Așa că asta cu showbiz-ul, nu știu să spun cum e. Te-ți propun... Da. Propun în continuare să facem o secțiune de întrebări, pornind de la titlurile pieselor tale. Ce tare! Asta până acum. Wow, dar ești foarte tare, îmi plac ideile tale. Mulțumesc! Sunt eu cu Andreea, colega și prietena mea de la Stargossip, facem o echipă bună. Ea se ocupă în 100% de întrebări. Eu o citesc și mai arunc și eu pe acolo cu o întrebare. Bun. Dar îți mulțumim. Uite, prima întrebare e că am văzut-o aici, în feed, de la Cosmin Florentin. Care este melodia din repertoriul tău care te descrie cel mai bine? Lumea visează. Lumea visează. Bun. Care a fost cel mai frumos cadou primit vreodată de la un fan? O declarație. Cineva, am primit foarte mult. Adică orice lucru cât de mic l-am, o brățară, o floare, mă rog, florile nu le mai am că au murit de mult astea. Am plușuri, am tot felul de chestii. Dar cineva mi-a spus, ascult Alexandra Ungureanu pentru că sunt dependent de visare. Deci revenim la vis, la emoție. Și m-a spart chestia asta, o să o țin minte toată viața. Cred că a fost acum 9 ani, 10, nu știu, dar o țin minte. Foarte mișto. Cum ai spulberat de-a lungul timpului cărămizile cu care te-ai confruntat?
Am urcat peste ele, practic, nu prea cu spulberat, știi? Când ai zis de spulberat, mă gândeam la Wrecking Ball al Miley Cyrus, știi? Bună, așa și vedeam, plăcut. Știi? Așa mi-ar fi plăcut, dar nu, eu m-am cocoțat pe ele, câte una, câte una și... Așa. Ai simțit vreodată că dragostea te lasă fără aripi și unde ți-ai regăsit zborul? Ah, nu vreau să plâng. De ce faci asta? I came in like a wrecking ball. Băi, da, asta cu dragostea, știi, aia cu love hurts always. Mi-a și plăcut, adică mi-a și plăcut să mă îndrăgostesc, să iubesc. M-am avântat în dragoste cu încredere, cu nebunie de multe ori. Asta cumva e partea asta a vieții mele destul de nevăzută de către public. Nu, adică normal că nu vede nimeni pe nimeni, dar vreau să zic că nu prea am povestit așa despre chestiile astea ale mele, pentru că na, viața mea intimă a scoțit pentru mine. Nu prea am vorbit de relații și nu știu ce, dar am avut o viață destul de tumultoasă, ce să zic, în ciuda titlului, că acum vreo 2 ani, când înainte să intru în emisiune, era poburtieră, cea mai cumită fată din showbiz, eram super. Titlu. Gen, ultima virgină din showbiz, mai asta n-am scris. Nu. Nu, am avut o viață tumultoasă, nu sunt nici cea mai cuminte, nici cea mai rea, dar asta e, iubirea a fost în permanență o sursă de inspirație pentru muzica mea și va mai fi și m-a făcut de foarte multe ori să plâng și să sufăr. Asta este. Și cu aripi. Și aripile depinde de situație. Acum, de exemplu, după ultima poveste, mi-am propus să mă vindec prin singurătate și terapie eu cu mine, că n-am mai fost de mult singură și am o perioadă în care mi-e foarte ok. Sunt eu cu mine, mă regăsesc, mă așez personal, știu foarte bine că am niște mici traume de vindecat și probabil după perioada asta o să iasă și soarele, se termină și pandemia, cresc și aripile, toate o să se întâmple. Oh, I can feel it. Numește 3 lucruri sau câteva lucruri pe care le faci atât de ușor încât și tu însă îți rămâi uimită de tine. Atât de ușor? Păi uite, să vă primesc la mine acasă și să zic că aici toate prostiile. Am zis o grămadă de chestii pe care îmi trebuia să le zic. Da, deci... Da, uneori mă simt atât de greu sociabilă, dar uneori mă deschid foarte ușor. Noi n-am mai vorbit, dar nu? Parcă nu. Nu. Așa, n-am mai vorbit. Dacă nu am să mai întâlni la evenimente, dar îmi place foarte mult. Ești genul de om în care te lipești așa și uite, poți să scoți de la mine orice. Mulțumesc. Eu nu prea ies la evenimente mondene, business. Nu e genul meu. Mă duc doar dacă trebuie să mă duc, dar altfel nu. Stau acasă, sunt bine, mersi. Decât să mă duc și să nu mă simt confortabil sau bine, stau acasă. Da, dacă vreau să mă îmbrac, mă vad lumea, mă îmbrac și mă postez pe Instagram. Iată, ai propriul tău sau unde vrei. Așa, am mai rămas ce... două lucruri. Stai că mai erau două lucruri, nu? Ah, ok, trei. Bun. Dacă nu, perfect, nu bun. Eu vorbesc mult și te deturnez. Păi nu știu, e atât de ușor să plâng, nu știu, la o piesă, să mă străbată o emoție și mă trezesc plângând la volan, când e atât de greu să plâng, de exemplu, când am de filmat o scenă siropoasă într-un clip de-al meu și nu pot. Da, deci uneori e atât de ușor, e foarte greu. Și ce mai mi-e ușor să fac? Uite, că vorbeam despre gătit. Mie nu-mi place să gătesc, nu gătesc, mi se pare atât de greu să gătesc, dar e atât de ușor să gătesc pentru persoana iubită atunci când se întâmplă. Mă surprind și pe mine. Sau mă rog, măcar am voință, știi?
Asta mi se pare gestul suprem de iubire, în cazul meu, să mă vezi pe mine. Nu, deci n-am o problemă, adică nu sunt fandosită, dar mi se pare că sunt antitalent. Adică trebuie și în bucătărie, cum să ai o pornire, să-ți iasă. Eu nu, nu-s pentru această treabă. Gata, ți-am zis. Eu pentru mine nu pot să îngătesc, n-am chef, sunt paralel. Ultima oară am băgat o pizza congelată la cuptor, am uitat-o 5 ore, toată casa a ieșit fum negru, ar trebui să spăl pereții, haine, tot. Deci nu. Dar dacă gătesc pentru cineva, iam, foarte bun. Dar pentru mine nu pot, sunt catastrofă. Înseamnă că ești o persoană generoasă și asta îți dă ambiție. Da. Ca să ofer altora, dar pentru mine sunt, ascult bine și așa, nu mai contează. Comand o pizza, direi, fac vă eu. La ce crezi că ar trebui să viseze lumea în situații de criză? La îmbrățișări. La îmbrățișări, la iubire, la... Da, eu în continuare sunt una dintre ultimele romantice de pe lume, dar nu cred că sunt ultima, mai sunt mulți și cred că ăsta nu e un clișeu, nu e o vorbă mare, dar chiar iubirea, în sensul ăsta generalizat de iubirea de oameni, poate face diferența, chiar niște vremuri ca astea în care pragmatismul, marketingul și tot ce se întâmplă și ne dirigează viețile atât de dur și de extrem, cred că tot acolo va fi soluția pentru noi ca umanitate forever. Clar. Mie îmi place să zic că suntem romantici asumați, pentru că trăim într-o societate în care romantismul, vulnerabilitatea e văzută ca un defect, ca o... Știi? Și chestia asta mi se pare așa un pic ok, în loc să te bucur că îți oferi și nu aștept să primesc înapoi ceva. Ok, you do you, I do me. De unde ai putea să, de-ai putea să spui, vântule, poartă-mă unde vreau, unde ar fi acest loc? Mă gândeam că poate și în timp, dar îmi dai puteri de a călători numai în spațiu, nu și în timp. Îți dau și în timp, dacă vrei. Bine, hai, lasă, nu mai. Ca spațiu, uite, acum aș merge într-unul dintre orașele mele preferate, care este Berlinul, unde am avut bilete pentru luna februarie și n-am reușit să ajung și am zis că lasă că anul ăsta sigur și n-am mai ajuns. Mai ajunge la Berlin, că este orașul artiștilor, la dor și abia aștept să pot călători din nou. Deci adică nu se poate, nu știu, ba nu, acum nu se poate, e închis, e cu listă roșie, cu nu știu ce, sau te mai duci, te întorci, te bagă în carantină, nu știu cum. Dar eu anul ăsta n-am ieșit din țară și am zis că până la anul stau cu mânte. Am fost la am ieșit, chiar și acum sunt în Viena și am plecat, da. Așa? Să știi că închizi! Nu, mai stai, mai am o întrebare! Mai am o întrebare! Adică tu ești la Viena și eu sunt aici la mine Sălăjan? Cum adică? Sunt în Viena din iunie, de pe 15 iunie când s-au deschis granițele României, am zis eu plec, că trebuie să plec. Am înțeles. Și am plecat pe 15 iunie, am venit să vizitez pe sora mea și am rămas un pic pe aici și am fost un pic prin Grecia, un pic prin Croația, aici pe acolo. Bine, să-mi trimis și mie niște bomboare în alea cu marțipan de la și cu Mozart. Trimis măcar atât. Ultima mea întrebare pentru tine, Alexandra, este o întrebare pe care o punem tuturor, o pun tuturor invitaților, dar a ta am modificat-o un pic ca să poată să intre în această secțiune de mulțumesc. Normal. Așa. Deci, ultima mea întrebare pentru tine este, dacă ar fi să îți scrii o scrisoare către tine, cea din viitor, care ar fi primele gânduri? Care ar fi gândurile în acea scrisoare? Ce ți-ai transmite ție din viitor? Tu ce ai din prezent? Dragă Alexandra, sper că ești bine. Sper că mămuca e bine, Tesi și Bela la fel. Și sper că pe lângă aceste persoane mai există un sufletel mic cu ochi, cu roz sau cu albastru, nu știu, care te face să simți o emoție pe care nu ai mai încercat-o până acum și știu că în prezent
să dorești foarte, foarte mult să trăiești acea emoție și aștept cu nerăbdare să se întâmple acest lucru. Te pup și te îmbrățișez și sunt mândră de tine. Așa. Ce frumos! Oh. Și fără baterie, cred. Da. Foarte frumos. Ah, ce frumos. Mă gândesc că pentru că de la toți invitați am luat acest mesaj, știi, de final, ce ți-ai transmite tu în viitor, mă gândesc să fac o capsulă de asta și să vă o trimit peste câțiva ani, să vedem ce se întâmplă. Mai ții minte, Alexandra, wow, ce ai spus tu? Da, cred că e ceva drăguț pe care o să vreau să-l fac. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandra. Ce, gata? Gata? Gata! Nu mai am întrebări. Mai ține orice probleme acolo la piele, un pic. Uite, da. Spunea aici cineva, cred că Madon oficial spunea așa, că spera să ne cânti ceva live. Așa, ce zicea, scuză-mă, că eu vorbesc. Spunea, spera că ne cânti ceva live. Da? Păi când? Ce să cânt? Ce să vă cânt? Vă cânt, nu știu, asta cu cărămină, dacă vezi. Sau, nu, tu ție ce-ți place? Zi tu o piesă care îți place, din toate titlurile acolo. Cred că cea cu aripi. Cu nu am aripi? Da. Ah, sper, Doamne, să n-am mai cântat-o de nu știu cât timp. Când nu mai refer, nu am aripi să zbor, că nu ești tu, nu ești tu, nu ești tu, nu am aripi să zbor, că nu ești tu, nu ești tu, nu ești tu. Atâta, refrenul e simplu. Dar refrenul mă bagă, s-ar putea să nu mai știu. Am înțeles. au început cererile, cuvintele, hello, lumea visează, emoții, when I look at you. Wow. Deci, vezi? When I look at you, scria, de loc de la lock. Lockdown. Măi, eu am senzația că trebuie să mai facem o ediție în care să cântăm și să răspundem întrebărilor, că nu prea i-am băgat pe oameni în seamă. Am putea să facem o ediție, să facem niște jocuri și okay. Cine nu răspunde corect sau greșește la joc, să cânte. Da. Cred că ar fi interesant. Aș vrea să cânti tu cât mai mult, îți dai seama. Eu? Antitalent. Aia o să fie amuzant, aia o să fie amuzant, aia o să cânt eu, o să fie amuzant. Și șansele sunt foarte mari, că la jocul nu prea mă pricep. Nici eu. Deci o să le distrăm, o să râdă lumea asta de noi. Uite, mă roagă cineva, salut Evelina, te pupăm, te salutăm. Îi pupăm pe toți care au intrat și ne-au scris și au scris lucruri foarte drăguțe, am văzut așa cu coada ochiului. Da, mulțumim foarte multe frumos, complimente. Uite, vedem de la Maria Enache, un interviu deosebit, e special atâtea emoții și frumos, m-a impresionat. Mă bucur. Și eu m-am impresionat pe mine că m-am emoționat, că nu mai așteptam întrebarea asta ultima și mi-ai dat-o la genunchi. E bine că stai jos, nu? Da. Îți mulțumesc frumos, Alexandra. Chiar mă bucur că te-am cunoscut și că am povestit. Sper să ne vedem și curând. Dacă nu la București, te aștept la Viena. Sau la Berlin. Mi-ar plăcea să merg și eu la Berlin. Chiar n-am mai fost de mult. Cred că 3 ani. Hai să mergem în primăvară, dacă e bine, Doamne ajută. Eu sunt aici aproape, vin cu mașina, deci ok. Așa facem. Perfect. Îți mulțumesc frumos, Alexandra. Mulțumesc mult. Îți doresc succes în toate proiectele pe care le ai, mai ales cel cu albastru și cu roz. Să da. Se întâmple cât mai repede. Mulțumesc mult de tot. Te pup și chiar a fost foarte tare acest interviu. Mi-a plăcut mult de tot. Mersi. Mulțumesc frumos și eu te pup. Ciao. Pa, pa. Mulțumesc încă o dată, Alexandra, pentru că ai fost alături de mine la Instar Show. Îți doresc succes în tot ceea ce faci, ești o persoană minunată și mă bucur foarte mult că te-am cunoscut. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ați fost astăzi alături de noi la această ediție Instar Show.
Eu sunt Claudiu și ne vedem data viitoare la fel de veseli ca astăzi. Iar data viitoare, posibil să ne vedem cu o surpriză destul de interesantă. Vă pup și vă doresc să